Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, asigurări și pensii. Bună ziua și bun găsit la RFI, ca în fiecare marți suntem la ora de risc și discutăm astăzi despre siguranța rutieră și simțim această nevoie perpetuă de a le reaminti șoferilor să fie atenți la volan. Alături de mine este astăzi domnul Sorin Greceanu, directorul general al Fondului de Protecție a Victimelor Străzii. Bine ați venit, domnule Greceanu! Bine v-am regăsit! Vorbind despre siguranță rutieră în contextul în care recent ați fost partener de fapt al unei campanii destinată creșterii nivelului de siguranță rutieră, a conștientizării oamenilor că trebuie să fie atenți la volan. Campania se intitulează Fii treaz la volan și este realizată de Poliția Română în parteneriat cu Fondul de Protecție a Victimelor Străzii și cu Asociația pentru Promovarea Asigurărilor. Spuneți-ne în primul rând cum resimțiți această problemă, dacă este evident o problemă aceasta a siguranței rutiere pe șosele. Ea este evident o problemă, mai ales că dacă ne uităm la statisticile anului trecut, din păcate numărul accidentelor grave soldate cu vătămări corporale sau chiar cu persoane decedate a crescut în comparație cu anul 2014. Din păcate, numărul persoanelor decedate a crescut ușor, da, tot așa cu 4,9%, dar 4,9% înseamnă vieți de oameni. Sigur, asta vine în contextul după ce timp de vreo 10 ani a scăzut foarte puternic numărul, adică noi am venit de undeva ca țară de la peste 3.000 de persoane decedate pe an, sub 2000 acum, ceea ce este îmbucurător. Alarmant este faptul că din nou am intrat pe un trend ascendent și atunci, sigur, siguranța rutieră are o importanță deosebită. Aici sunt mai mulți factori care contribuie la siguranța rutieră. Eu aș numi în primul rând infrastructura rutieră, dar cred că nimeni nu își poate permite din zona privată să îmbunătățească siguranța rutieră, ci aici doar să atragă atenția că ea ar trebui îmbunătățită. Într-adevăr, trebuie să recunoaștem că unul dintre motivele principale este lipsa unei infrastructuri adecvate, dar nu putem da vina în totalitate pe acest factor. Evident că nu, aici mai contribuie și factorul uman și atunci aici ne adresăm în primul rând la conștientizarea participanților la trafic. Aici e o campanie pe care o salut și căreia ne-am alăturat cu drag, pentru că ea își propune nu să se plângă de efecte, da, așa cum am menționat înainte, ci ea încearcă să trateze cu mijloacele care ne sunt la îndemână cauzele, da, anumite cauze. Sigur, v-am spus, nu ne propunem să îmbunătățim infrastructura rutieră, ci tot doar să atragem atenția și să rugăm pe cei în măsură să facă ceva în sensul ăsta. Trebuie spus că la noi autostrăzile sunt aproape inexistente, ori frecvența daunelor pe autostrăzi e mult mai mică decât pe celelalte categorii de drumuri. Este, dar dați-mi voie totuși să punctez aici că în ultima vreme, odată cu debutul sezonului estival, când am văzut că foarte mulți dintre români merg către litoral, au avut loc accidente și pe autostradă. Evident, este vorba de o autostradă supraaglomerată, dacă ne gândim foarte bine, cea către Constanța, dar au fost evenimente și acolo. A fost acum vreo 2 săptămâni, dacă nu greșesc, un caz cu un autocar care a intrat în mașinile care circulau pe autostradă. A fost practic un accident în lanț, au fost și niște victime. Acum, weekendul trecut, au fost vreo 3 caramboluri cu 5-7 mașini, la fel în timp ce oamenii se deplasau către litoral. De aceea e bine să fim conștienți de riscurile care există și, așa cum se numește și campania, să fim treji la volan în sensul de conștienți, repet. A fi treaz la volan, a nu se confunda cu consumul de băuturi alcoolice sau doar cu oboseala, ține de atenția noastră și de modul cum percepem riscurile aferente unei călătorii cu autoturismul, zic.
Vă dați seama că e evident că lumea se duce cu drag la mare, folosește distanța aceasta scurtă, folosește autostrada, dar acolo toată distracția e însoțită și de o oboseală mare, un grad mare de oboseală și atunci sigur... Și de dorința de a ajunge mai repede câteodată. De dorința de a ajunge mai repede înapoi acasă și atunci sigur ne supraestimăm de multe ori, ne supralicităm, neglijăm riscurile la care ne expunem și plecăm de multe ori obosiți la volan, chiar dacă nu suntem sub influența băuturilor alcoolice și așa mai departe, lucruri mult mai grave, dar care se întâmplă destul de frecvent, nu numai în contextul ăsta estival. Campania se adresează, să spunem, cu preponderență în perioada asta, iulie-septembrie, ea durează 2 luni, va fi difuzată pe diverse canale, media și așa mai departe, internet, aici e o zonă iarăși căreia ne adresăm foarte interesantă pentru că tehnologia atunci când vorbim de siguranța activă a vehiculelor, de siguranța pasivă, de elemente de siguranță, ne ajută foarte mult, ne ajută telefoanele inteligente, smart phones, dar ne și încurcă atunci când facem exces în a ne verifica mesaje sau a ne uita pe Facebook și așa mai departe. Văd lucruri mai puțin periculoase când vorbim de plecarea de la stop, dar și alea încurcă traficul pentru că ne aglomerează. Așa adică este, sunt cât se poate de vizibile, mă rog, acele imagini ale șoferilor care privesc în telefon aflându-se la volan și ratează culoarea verde a semaforului. Exact. Sigur, după aia facem cozile mai mari, blocăm traficul, ne grăbim mai rău și atunci sigur că toate lucrurile astea sunt acompaniate de riscuri majore. Nu mai vorbesc de lucruri gravisime atunci când folosim astfel de device-uri, să spunem, într-un mod nefiresc, adică nu le punem la muncă pentru noi, le punem, da, din păcate, să ne distragă atenția și atunci se întâmplă lucruri gravisime, atunci când le folosim în trafic, adică în loc să ne ajute, ele ne încurcă mai mult. Avem printre factorii primordiale ai accidentelor rutiere, conform statisticilor poliției, avem viteza excesivă. Nu consumul de alcool, cum s-ar gândi unii oameni, ceea ce evident este un lucru îmbucurător, dar asta nu înseamnă că este și bine, tocmai pentru că e un element pe care noi îl putem controla foarte ușor. Să conducem preventiv, să ne adaptăm la condițiile de drum, să mergem cu viteza legală, pentru că și ele au fost calculate, să spunem, să facă față infrastructurii noastre care încă mai are de lucru. Sunt mulți alți factori pe care i-am putea enumera aici ca și cauze ale accidentelor rutiere. Unul la fel este oboseala, pe care cred că cel puțin sau majoritatea dintre noi l-au resimțit vreodată aflându-ne la volan. Sunt aici sunt accidente pe fondul oboselii. Sunt și pe fondul, să spunem, chiar dacă avem toate dispozitivele de hands-free, de a vorbi cu mâinile libere, uneori ne distrage atenția și conținutul convorbirii. Atunci când e un conținut care ne distrage atenția de la condus, nu știu dacă au trăit alți șoferi, dar bănuiesc că e o chestie normală, să parcurgi o anumită distanță, mai ales pe un drum cunoscut sau foarte drept și plictisitor, în care să nu-ți amintești ce ai văzut în trafic în ultima perioadă, ultimele câteva secunde, 30 de secunde, ai fost distras de la drum de conținutul unei convorbiri. Nu mai vorbesc atunci când te schimonosești și încerci să faci tot felul de acrobații, să ții telefonul simplu cu umărul, cu urechea și așa mai departe. Ți-ai căutat telefonul în buzunar, spre exemplu, e un moment suficient care îți poate distrage atenția de la și drum și se poate să aibă consecințe gravisime. Aici, sigur, după aia se mai adaugă, aș spune eu, și inventivitatea criminală a unor administrații locale. Am văzut insule care despart cele două sensuri care traversează localitățile, care sunt foarte greu sesizabile pe timp de noapte sau pe timp nefavorabil. Da, și în momentul în care vorbești de un trafic care la noi este încărcat cu pietoni, cu bicicliști, cu căruțe apar pe drumurile noastre, atunci trebuie să ai un loc de eschivă. Da? Chiar dacă te uiți la contrasens, nu vine nimeni, poți să eschivezi. În momentul
momentul când ai astfel de obstacole la care nu te aștepți și care nu cred că sunt autorizate de poliția română, mă întreb, da, dacă sunt cumva autorizate, dar nu, vreau să cred că nu sunt, pentru că eu am cunoscut oameni din poliția română, de-aia sunt și parteneri aici, care sunt foarte buni în ceea ce fac și au sprijinit întotdeauna toate elementele astea, pe fondul unei, cum să spun, unui mediu ostil, așa v-am spus, infrastructură ostilă, trafic foarte aglomerat, număr de decese la milionul de locuitori foarte mare, ceea ce au făcut ei e de lăudat. Da? Când toate lucrurile astea se cumulează, deja apar accidentele mult mai frecvent și trebuie spus că România e la o frecvență a daunelor mult mai mare decât alte state din Uniunea Europeană. Din păcate și aici conducem, da, suntem printre pe podium. Da. Într-adevăr, apropo de ce spuneați mai devreme cu vizibilitatea acestor marcaje, îmi amintesc foarte bine cazul concret de pe DN1, unde erau acele separatoare pe mijlocul drumului din beton, care, mă rog, are culoarea gri, din cauza traficului sare apă, sare noroi, se murdărește și devine foarte greu vizibil ori noaptea, ori pe timp de ploaie, și DN1 cred că este renumit pentru numărul mare de accidente care au loc. Evident, ele nu sunt gândite până la capăt, trebuie spus, iarăși atunci când plouă, nu sunt gândite pante astfel încât să scurgă apa de la aceste separatoare de sensuri și eu am văzut că se formează acumulări de apă pe carosabil, în special pe banda a doua, dacă vorbim de DN1, pe zona de centură a Ploieștiului și nu numai, acolo se formează condiții ideale pentru aquaplaning. Acolo, dacă vii cu o viteză constantă și știți DN1, e mai permisiv din punctul ăsta de vedere al vitezelor maxime, ceea ce a condus la diminuarea numărului de accidente, paradoxal. Deci am crescut limita de viteză în localități la 70 de km la oră pe anumite porțiuni, dar lucrul ăsta a condus la fluidizarea traficului, la o mai mică enervare a participanților, tuturor participanților la trafic și, paradoxal, deci măsura a fost bună și a condus la o anumită reducere a accidentelor grave pe acest tronson de drum. Dar iată că și drumarii, revenim din păcate din nou și din nou la infrastructură, ar trebui să țină cont. Plus, ce n-am văzut, mai pe nicăieri îmi cer scuze dacă n-am fost eu atent, eu n-am văzut pasarele de traversare pentru tot felul de animale sau alți participanți la trafic. Deci există pasarele dedicate, unde n-are ce să caute nicio mașină, care traversează autostrăzile sau drumurile foarte rapide. Adică noi nu putem, printr-un drum de ăsta rapid, drum județean, drum național, să împărțim țara în două, în trei, în cinci. Da? Boierii, oamenii care trăiesc în zonă, trebuie să traverseze dintr-o parte în alta și atunci ar trebui să ne gândim și la ei să le facem condițiile astea. Nu mai vorbesc de animalele sălbatice, adică știți că sunt traversări înierbate cu garduri, cu plase, astfel încât să poată da animalele să traverseze, da, dintr-o parte în alta. De obicei, da? Am văzut în alte țări că există atât pe sub carosabil cât și pe deasupra. Da. Că în locuri nu înțelegeam foarte bine care e destinația acelor construcții, dar aici cred că la această soluție colaborează și oameni care se pricep la biodiversitate și atunci pentru târătoare, șopârle, șerpi avem sub traversări, arici și așa mai departe, iar pentru animale care poate să urce pe o pasarelă, urși, mistreți, căprioare, avem supra-traversări. Dar lucrurile astea sunt de bun simț în străinătate, nu trebuie noi să le inventăm, trebuie doar să le aducem la noi. Am văzut, din păcate, cred că n-aș da numele județului, nu cred că e cazul, am văzut o supra-traversare de drum național, care după aia este acompaniată cu un pilon exact în mijlocul drumului care subtraversează acea supra-traversare. Adică și era și foarte prost semnalizată, iar acolo era un punct negru, da? Adică un loc unde foarte mulți au intrat fără să vadă acel obstacol. Au intrat direct cu 100 la oră sau cu cât se circulă în zona aia și au fost accidente gravisime undeva în nordul țării, dacă mi-aduc eu bine aminte. Ce ați enumerat până
acum sunt motive extrem sau puncte extrem de valide pentru a crește siguranța rutieră, pentru a reduce numărul de victime pe șosele. Sunt elemente însă care nu țin neapărat de noi. Sperăm ca cei care au o putere de decizie în acest sens măcar să le gândească pe viitor. Noi, prin campania pe care o desfășurăm acum, apelăm în primul rând la conștiința celui din spatele volanului, la responsabilizarea sa. Am văzut de atâtea ori că pot apărea situații total neprevăzute. Am avut acel tragic eveniment tot așa din zona Câmpina pe DN1 cu șoferul care a intrat pe contrasens cu intenția de a se sinucide și s-a întâmplat o adevărată tragedie atunci. Așa că trebuie să fim atenți și la noi, dar și la cei din jur. Și acele minute sau acea oră pe care o întârziem în drumul spre casă nu este atât de gravă pe cât ar putea să ne pară la prima vedere. Eu cred că, mai sigur, o să spun o platitudine probabil, dar dacă ajungi cu 10 minute, un sfert de oră, o oră mai târziu acasă, dar ajungi întreg, este infinit mai bine decât să ajungi la spital sau să ajungi, Doamne ferește, în altă parte. Pentru familie, pentru societate, pentru toți. Deci pentru asta milităm și tot încercăm să facem ceea ce este în dreptul nostru. Sigur că eu întotdeauna, de-aia e binevenită, să spun, participarea sau sprijinul Poliției Române într-o astfel de acțiune, pentru că noi apelăm în primul rând la conștiință, la emoții și așa mai departe, prin astfel de campanii. Dar astea sunt elemente pozitive, să spunem, de a determina oamenii să folosească lucruri care le sunt la îndemână. Dacă aceste campanii sunt, să spunem, acompaniate și de măsuri de sancțiuni ceva mai drastice sau riguroase pentru neportul centurii, de exemplu, am observat majoritatea vehiculelor sunt dotate cu centuri de siguranță. Din păcate, ele par un element de decor exotic la foarte mulți. Și chiar unul care deranjează atunci când este da, folosit. Da, am văzut că sunt elemente care sunt făcute să te determine, da, acustice, să piui să te deranjeze, sigur, oamenii au găsit metode. Am văzut că s-au găsit într-adevăr soluții. Aici sunt campanii. Ambulanți de la semafoare, da, care vin tot, cu o rezolvare. Da, propun o alternativă, dar e alternativa către deces. Acum eu o să vă spun că aparent în oraș aveți, sau mulți participanți la trafic, eu tot am discuția asta cu taximetriști, au senzația că la o viteză tipică pentru oraș, 30, 50, 60 la oră în oraș, dacă se ciocnesc, da, cu altcineva, nu li se întâmplă nimic, adică ei se sprijină în volan, sunt un fel de Tarzan la volan. Ori eu am să vă spun că un impact cu 50 de kilometri la oră cu element staționar, adică să nu-ți vină încă o mașină cu 50 din sens opus ca să se însumeze impulsurile celor două mașini, deci 50 la oră cu impact cu obstacol staționar, un astfel de impact echivalează cu un salt în gol de la 10 metri înălțime. Deci dacă cineva are senzația că sare pe volan sau pe bordul unei mașini de la 10 metri înălțime și se sprijină în mâini și nu pățește nimic, e liber să o creadă. Dar eu tot spun lucrul ăsta. Acum gândiți-vă ce se întâmplă la 100 de kilometri la oră, adică 50 plus 50 tot în oraș. Și de-aia eu spun iarăși cât am posibilitatea, inclusiv în discuții private cu taximetriști, cu familie și așa mai departe, să poarte centura toată lumea, inclusiv pasagerii din spate, care eventual poate să pericliteze viața celor din față atunci când nu au ei centura. Adică la un impact, da, ei vin peste pasagerii din față și poate să le rupă gâtul. Deci lucrurile astea le-am văzut în simulări, dar le vedem și din păcate în traficul de zi cu zi, în evenimentele dramatice cu care avem de-a face. Iarăși ce am văzut, am senzația că e o acțiune deliberată, parcă fac un serviciu taximetriștii care ascund carabinele în care se fixează
fixează centura de siguranță pe bancheta din spate, ca să nu trebuiască să ți-o pui, deși mașinile sunt dotate cu centuri. Ori e un deserviciu major pe care îl fac pasagerilor pe care îi transportă chiar și în oraș. Din perspectiva pasagerilor, cunosc chiar personal un caz, un prieten care în timp ce se deplasa cu taxiul prin oraș a fost implicat într-un accident, nu din vina șoferului cu care se deplasa el, și s-a lovit foarte puternic de parbriz. Viteza de deplasare evident nu era mare, dar a stat puțin prin spital ca să-și revină și într-adevăr se pot întâmpla și astfel de din cazurile de pe care noi le prelucrăm la fond, sunt nenumărate situații în care la un impact frontal, nu vorbesc de un impact lateral, când se lovește, să spunem, mașina de un stâlp sau de un copac pe partea dreaptă, și atunci e evident că vătămările pasagerilor de pe partea dreaptă din zona impactului sunt mult mai grave. Dar la un impact frontal, de exemplu, văd șoferul care n-are aproape nimic sau are o vătămare relativ ușoară, da? 3-4 zile de îngrijiri medicale fără fracturi, doar cu echimoze, iar pasagerul din dreapta, care nu purta centura de data asta, e cu vătămări grave, adică se duce vătămarea înspre zona de fracturi, contuzii, cu tratament facial, cu fracturi de mandibulă și așa mai departe. Și lucrurile astea sunt evidente atunci când ai doi pasageri în aceeași linie și impactul e frontal. Aici cred că putem spune și că pasagerii care se deplasează într-un vehicul nu sunt la fel de atenți la drum ca șoferul, și atunci când apare un pericol iminent nu reacționează la fel de bine. Cum spuneați, un șofer se poate sprijini în volan, se poate poziționa, să spunem, într-un fel încât să resimtă cât mai puțin impactul respectiv, dar pasagerii de obicei ori se uită în telefon, ori se uită pe geam, nu sunt atenție întotdeauna la ce li se întâmplă, la ce se întâmplă în jurul lor, de fapt. Mai sunt mai multe lucruri, de exemplu, la mașinile dotate cu airbag-uri. Da? Dacă sunt montate diverse lucruri lipite pe zona care explodează airbag-ul, pe capacul de la airbag, airbag-ul, trebuie spus, nu e ca în reclame, așa că te culci pe o pernă moale, și airbag-ul vine cam cu 200 de km pe oră spre tine, ca să te prindă din impactul ăla, să-ți absorbă șocul, iar dacă ai montate diverse camere, suport de telefon și îți vin alea cu 200 de kilometri spre tine, s-ar putea să suferi, da, vătămări grave. Deci trebuie ținut cont de tot. Poziția centurii, partea de jos, trebuie să fie cât mai jos pe oasele bazinului, de exemplu. Dacă ai o poziție nefirească, relaxată și dormi ca pasager dreapta, să spunem, te lași cu scaunul foarte pe spate, centura la impact vine în ce înseamnă moalele abdomenului. În abdomen sau și s-ar putea să ai leziuni interne foarte grave. Deci și poziția pe claviculă a părții care vine pe umăr, da, e foarte importantă. Toate lucrurile astea concură la o bună, da, protecție pasivă, să spunem, că astea sunt elemente care intervin odată ce am avut accidentul. Da? Astea sunt elemente de siguranță pasivă. Mai sunt și cele de siguranță activă, care ne ajută să evităm accidentele. Și v-aș spune, apropo de campanie, un lucru, nu vreau să fie descurajant, dar am un prieten, un cunoscut, să spunem, coleg de breaslă din Elveția, care cu o mașină dotată cu un sistem electronic de avertizare la adormire, există și așa ceva, are o mașină deosebită, n-aș spune marca, dar poate să-și imagineze multă lume, cumva simte că adorm la volan. Nu știu din ce. Pleacă într-o parte volanul, dar cumva sistemele astea știu să te avertizeze. N-aș vrea să sune descurajant, dar cu toate astea omul a avut un somn adânc și a ieșit de pe stradă, deși elementul ăsta exista în mașina lui. Sigur că l-au protejat celelalte elemente, ca airbag și așa mai departe, și n-a pățit mare lucru, dar mașina nu s-a simțit foarte bine. Noroc că nu s-a dus pe contrasens să fie mult mai grav accidentul. În cazul accidentelor, cred că
asigurătorii sunt printre primii care resimt impactul financiar. Că, fără a fi cinici, trebuie să ne gândim că orice accident cu vătămare corporală presupune apoi și anumite costuri de spitalizare, costuri de recuperare, tratamente și așa mai departe, lăsând deoparte sechelele care pot rămâne, afecțiunile pe durată îndelungată. Și am văzut că în ultima perioadă în România aceste costuri au crescut. Și au crescut, cred că, odată cu sistemul medical și odată cu conștientizarea oamenilor care și-au dat seama că se pot îndrepta către asigurători să acopere o parte din aceste costuri, evident vorbind de polița RCA, și acolo trebuie să menționăm că excluși de la despăgubiri, practic, sunt șoferii vinovați. Da. În rest, cam toată lumea ar putea să apeleze. Toată lumea pentru propriile vătămări corporale este acoperită, inclusiv pasagerii din mașina șoferului vinovat. Chiar dacă sunt rude membri ai familiei persoanei asigurate, deci ei nu sunt într-un fel terți vis-a-vis de asigurat, cu toate astea pentru propriile vătămări, pentru tratamente și așa mai departe, ei sunt acoperiți de polița RCA. Este o reglementare pe care și noi am preluat-o din directivele europene. Ce am constatat cu îngrijorare în ultimii, să spunem, din 2007, de la aderarea României, 10 ani se împlinesc anul ăsta, 10 ani plini, daunele pentru vătămări corporale și deces, v-am spus, deși numărul de persoane vătămate și decedate ca urmare a accidentelor a scăzut, costurile cu despăgubirile au crescut cu 2000%. Da, aici e un semnal de alarmă pe care noi l-am tot tras și trebuie văzut ce se poate face în domeniu, da? Tocmai pentru a avea resurse financiare pentru a acoperi acest lucru. Și trebuie spus iarăși că RCA-ul este o dublă asigurare, adică o dublă protecție. Ea protejează în primul rând terțele persoane păgubite, în care includem și membrii familiei, pasageri, vătămați corporal, dar orice terță persoană păgubită, dar ea mă protejează și pe mine asigurat sau șofer cuprins în asigurare, pentru că îmi protejează integritatea patrimonială. Adică eu nu trebuie să plătesc, da, ceea ce am cauzat altuia ca prejudiciu, da, lucru care e consfințit în codul penal, și atunci tot riscul ăsta este transferat în industria de asigurări. Noi preluăm riscurile astea, sigur, la un preț, astfel încât să ne permită tuturor să despăgubim toate daunele aferente. Ori ele, dacă se scumpesc costurile, sigur că o să vină momentul care să cerem bani în consecință. Aș vrea să reamintesc aici de rolul pe care asigurările îl joacă pe acest segment și trebuie să punctez, așa cum am discutat mai devreme, asigurările RCA sunt asigurări casco care au uneori acoperiri și pentru accidentele suferite de șoferi, de persoanele care mai călătoresc în acea mașină. Chiar și acele banale polițe de călătorie pe care ni le încheiem atunci când plecăm în străinătate, dacă mergem cu mașina și suntem implicați într-un accident rutier, noi ca șofer vinovat putem să beneficiem de o protecție și de o acoperire a costurilor de spitalizare. La fel de bine sunt asigurările de viață, care, mă rog, au un spectru mai larg și acoperă foarte multe tipuri de evenimente, inclusiv accidentele rutiere, atunci când este vorba de pierderea unei vieți omenești sau o vătămare foarte gravă. Ne apropiem foarte repede de finalul emisiunii. Am văzut aici un element pe care l-au punctat cei care au făcut campania. Poate mulți dintre noi nu știm că și un simplu medicament pentru răceală poate provoca somnolență. Fără să dau numele medicamentelor, acele pliculețe pe care noi le consumăm atunci când suntem răciți într-un pahar de apă fierbinte, provoacă uneori somnolență. Poate este mai bine să fim atenți și la aceste mici elemente care ar putea să ne ferească de niște evenimente tare neplăcute. În concluzie, aș vrea să vă rog să mai adresăm câteva sfaturi așa de final celor care conștientizează aceste riscuri și în primul rând, de fapt, celor care le-au neglijat de-a lungul timpului.
Eu aș spune un lucru pe care aș fi vrut să-l spun întotdeauna, să fim mai atenți la noi în primul rând, să ne protejăm, dar și să fim îngăduitori cu greșeala celuilalt. Adică întotdeauna în trafic să presupui greșeala altuia și să nu fii atât de egoist încât să nu accepți greșeala altuia. Oricine poate să greșească. Cel care circulă acum ca pieton pe carosabil, circulă pe carosabil din cauza mașinilor parcate pe zona unde ar trebui să meargă pietonul. Și atunci n-ar trebui să ne transformăm automat când urcăm la volan în dușmanii pietonilor și viceversa. Și ar trebui, eu tot am așa, dar tot o spun și sper să aibă și efecte, ar trebui să considerăm ca într-un sat de pe vremuri. Da? Într-un sat toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Și atunci când particip, să vedem România ca pe o Islandă un pic mai mare, dacă se poate spune așa, că am avut exemplu Islandei și a solidarității de acolo și să încercăm să tratăm cu indulgență și cu drag ceilalți participanți la trafic care nu ne sunt indiferenți, ci ne pot fi apropiați. Da. Vă mulțumim frumos pentru explicații și pentru prezența în emisiune. Reamintesc, detalii despre campanie pot fi găsite pe www.treazlavolan.ro, pe pagina de Facebook dedicată campaniei. Alături de mine astăzi a fost domnul Sorin Greceanu, director general la Fondul de Protecție a Victimelor Străzii. Eu sunt Mihai Crăcea și până data viitoare vă spun, rămâneți pe RFI. Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.